După două amânări succesive din cauza boicotului consilierilor aleși pe listele PNL, cei 35 de aleși județeni rezultați în urma votului nemțenilor din 5 iunie au reușit în sfârșit după o lună să fie prezenți la ședința de constituire a Consiliului Județean Neamț. Întrunirea aleșilor județeni a început cu un scurt fragment din imnul național al României. Prefectul județului Niculina Dobrila a condus prima ședință de constituire a noului Consiliu Județean, solicitând secretarului instituției să facă apelul nominal al celor 35 de consilieri aleși pe listele a 4 formațiuni politice. Mă adresez în primul rând doamnelor și domnilor consilieri județeni care au fost declarați aleși urma rezultatului din data de 5 iunie. După cum știți, prin ordinul numărul 243 din 28 a 6-a, ați fost convocați în cea de-a treia ședință de constituire a Consiliului Județean. Știți de asemenea că dispozițiile legale prevăd că e necesar un cuvorum de 2/3 pentru constituirea, întrunirea ca legală a acestei ședințe de constituire a Consiliului Județean, motiv pentru care am să o rog pe doamna secretar să facă apelul nominal. Secretarul județului Daniela Soroceanu a făcut apelul nominal al tuturor consilierilor județeni aleși pe listele formațiunilor politice intrate în Consiliul Județean, respectiv PSD cu 17 mandate, PNL cu 14, ALDE și PMP cu câte 2 mandate. Au fost anunțate și o serie de renunțări ale unor consilieri care au fost aleși, o parte în funcții de primari, altă parte care a optat pentru menținerea mandatului de parlamentar. Este vorba despre acei candidați puși de formațiunile politice pentru a trage lista motivat de notorietatea lor. Începem în ordinea mandatelor. Arsenie Ionel. Prezent. Munteanu Ioan. Prezent. Arcan Emilia. Prezent. Carbuza Renunța. Vârlan Georgeta Luminița. Prezent. Manoliu Dan. Prezent. Ciubotaru Mădălina Veronica. Prezent. Bulai Oana Gianina. Prezent. Andrușcă Dănuț. Prezent. Cosmanciu Corneliu Mugurel a renunțat astăzi. Laureanu Laurențiu Dan a renunțat astăzi. Chitic Dragoș Victor. Prezent. Cumulescu Trăian. Prezent. Teapalagă Constantin Cristian a renunțat astăzi. Popșa Florin Adrian. Prezent. Banu Gabriela. Prezent. Anton Elena Monica. Prezent. Acatrine Dumitru. Prezent. Pelep Colucian Florin. Prezent. Asafte Ion. Prezent. Mihai Alexandru. Prezent. Todiriția Andreea. Prezent. Și Bulamă Laurențiu Cristina. Prezent. Conform ghidului de desfășurare a adunărilor de constituire a consiliilor locale și județene, prima ședință este condusă de decanul de vârstă al consilierilor aleși, secundat de 2 dintre cei mai tineri consilieri. Județului Reseca, aceștia sunt domnul Emilian Iman, respectiv doamna Ciubotaru Mădălina Veronica și domnul Nechita Marius Mihai, pe care invit să treacă Conform documentelor, cel mai vârstnic consilier ales pe listele Consiliului Județean la acest scrutin este deputatul Ioan Munteanu, iar cei mai tineri, Mădălina Ciobanu și Marius Nechita. Această echipă, doi colegi cei mai tineri de aici, care foarte interesant, născuți în aceeași zi, 25 martie 1986. E bună vestire. Le doresc să ajungă în cariera politică, să conducă și ei peste mulți ani cu astfel de ședință. Stimați colegi, stimați participanți, vreau în primul rând să le mulțumesc celor care au făcut parte din legislativul precedent al Consiliului Județean pentru activitatea pe care au depus-o în cei 4 ani de mandat. Sperând, așa cum cred că toți alegătorii noștri speră, ca și în acest mandat să avem rezultate mai bune în ceea ce înseamnă dezvoltarea județului Neamț și sunt convins că așa se va întâmpla. Sigur că această primă ședință
trebuie să însemne puțină înțelegere din partea noastră a tuturor celor care suntem aici, 34 de consilieri județeni, 35, puțină bunăvoință, mai puțină răutate politică, care stă în noi întotdeauna. În urma procedurilor, Comisia de Validare aleasă pentru un mandat de 4 ani a verificat documentele consilierilor aleși, constatând că nu există situații de incompatibilitate. Proces verbal încheiat astăzi, 4 iulie 2016, în prima ședință a Comisiei de Validare a Consiliului Județean Neamț. Astăzi, 4 iulie 2016, Comisia de Validare aleasă în Consiliul Județean, în ședința de constituire din data de 4-7-2016, a examinat în conformitate cu prevederile articolului 90, coroborate cu cele ale articolului 31, aliniat 3 și 4 din Legea Administrației Publice Locale numărul 215/2001. Ați apăsat greșit. Rectificat cu modificările și completările ulterioare. Legalitatea alegerii consiliilor. Comisia constată că au fost respectate dispozițiile legale și că nu sunt cazuri de incompatibilitate, fapt pentru care a hotărât să propună validarea tuturor consilierilor conform tabelului anexat. Conform procedurilor, a urmat apoi depunerea jurământului de către cei 35 de consilieri aleși la scrutinul din 5 iunie și emiterea primei hotărâri a Consiliului Județean de validare a acestuia. Subsemnatul consilier în cazul Consiliului Județean Neamț, în conformitate cu prevederile articolului 90, coroborate cu cele ale articolului 32 și 34 din legea 215/2001 a Administrației Publice Locale republicată, cu modificările și completările ulterioare, depun în fața Consiliului următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Neamț. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Din păcate, noul Consiliu Județean va mai avea situații de renunțare la mandate ale unor aleși județeni și de înlocuire a consilierilor aleși cu supleanți încă cel puțin o lună. Acest lucru presupune că noii aleși se vor apuca de treabă undeva prin toamnă, așa că hotărârile de interes pentru județ vor mai avea ceva timp de așteptat, ca și în mandatul trecut, traversat de certuri continue, înlocuiri de consilieri până la epuizarea listelor din interese pur personale sau de partid.